Hei, salutare și bine ați revenit! Astăzi am primit un colet de la Spy Shop, România. Băieții mi-au trimis două lanterne. Coletul este nedesfăcut, am zis să îl desfac în prezența voastră și, bineînțeles, a băieților de la Spy Shop. Bine, mai mult pentru că n-am desfăcut coletul la verificare, să îndepărtez hârtia cu datele mele, că și se pare că a mea cameră nu are o poziție chiar foarte bună. Gata. Cutia e destul de mare, dar nu e... E voluminoasă, dar nu este plină. Și hai să vedem ce mi-au... Deci nu am desfăcut-o, da? Băieți, dacă... Îmi cer scuze, n-am verificat coletul, n-am desfăcut coletul la primire. Așa că dacă ies să fie ceva neregulă, știu, vreo problemă de transport, desfăcând acum, o să știți că nu sunt eu de vină. Bine, chiar dacă noi avem o relație de încredere destul de solidă, în mintea mea planează ideea că ideea unui suspiciu și nu vreau. Și folosesc un cuțit, o clonă de Smith & Wesson. Ok. Ca de obicei, îmi plac foarte mult. Au avut suficiente punguțele astea de cu aer. Wow. Ok, vă așteaptă ceva inedit, vă asigur. Le-am zis să-mi trimită ceva super, ceva care să vă ia vouă privirea și îmi place să cred că asta au făcut și nu m-au dezamăgit. Ba-ba-bi-bam! Hai să încep așa cu partea mai low entry. Bun, aici pentru mine o lanternă Ace Beam L17. Este un motiv pentru care nu am lumină în cameră și folosesc doar feioza. Da, scrie că dezvoltă 1400 de lumeni. E varianta A pe verde. Deci se pare că are două nuanțe de culoare de lumină, da, verde și alb. Pe alb bate 802 metri și pe verde 820 de metri, nu e o diferență mare. Pe alb dezvoltă 1400 de lumeni și pe verde 2000 de lumeni. Ok, iar pe spate, da, mai multe specificații și pe spate. Hai să vedem cum arată. Ops. E bine, nu era antena. Sună telefonul! Sună telefonul! Lasă-mă pace! Ok, am un toc pentru ea din cordură. Nu știu cât de bun o să fie ăsta, dar rămâne să... și cred că este, deci ăsta cred că este toc pentru mole, cuprindere mole pe vestă. Vedeți? Așa bănuiesc că e. Ok. Hai să cai până sus, hai să cai eu până aici. Bun. Ce-a mai venit, ce-a mai pus pe masă, aici cred că este cablul de date sau încărcătorul. Căști? Pă bune? Asta vine cu căști? Băi, ești nebun? N-are cum să fie căști. Nu, mă, nu. Ce-ar mai fi? Am scăpat două o-ringuri. Mi-a venit cu două o-ringuri. Așa, șnurul. Da, mă, eu am simțit butonajul ăsta de la șnur și am scăs căștile. Da, mă duce și pe mine mintea foarte mult. Evident. Bun, asta le punem separat și...
Hai, ieși de aici. Lanternuța. Remove dustproof film from lens. Ok, are o folie de protecție care trebuie îndepărtată. Aia e cu lipici. Ok. Și să vedem dacă funcționează. Nu funcționează. Am făcut ceva greșit, nu? Deci ceva nu am făcut bine. Mi-a scăpat ceva. Nu este... Mamă, nu are acumulator. Mie mi-a scăpat ceva, mai mult ca sigur. Ori băieții n-au prins acumulatorul, ori este în cutie, ori... Ori este în cutia asta, la altă. Rămâne de văzut. Mai am un acumulator eu de rezervă. Deci băieți, nu, n-am găsit acumulator în cutie. Da? Și... Mamă, dar ce greu. Aici este piesa de rezistență. Sunteți gata? Sunteți pregătiți? Sunteți răi? Sunteți vaccinați? Ia, să nu fac o prostie. Wow. Băi, ești prost. Am crezut că e cartea tehnică. Ok, e cea mai mare lanternă pe care am văzut-o în viața mea. Hai să nu pice ceva de aici. O vedeți? Ace Beam, numai un pic. Cât ești, mă? Am cer scuze. Ace Beam X70. O lanternă de 60.000 de lumeni. 60.000 de lumeni. Wow. E imensă. Imensă. Oh. Să o scot de aici. Bun. Mai de cap. Bă, voi vedeți, mă, Ditai Dihania. Deci, dacă lovești pe unul în cap cu asta, îl omori. Este și grea. Vai, viața mea, ce Dihania, ce animal. Ma. Și tu? Funcționezi, trebuie să-ți citesc carticica tehnică, mă, o să-mi dau cu asta. În față, că mă, mă chiorăște. Bun, băi, deci este imensă, mă. Nu știu cât are, stai să o măsor. Deci are aproape 30 de centimetri, are 20 și... De aici, de la fante, 28 de centimetri. Și... Capul are un diametru de 11 cm jumate, aproximație. Wow! Deci uitați-vă, abia reuși, oprind la mine mână, că am mâna mare, dar imaginați-vă cineva cu mâna mică, deci abia ating degetul mijlociu, da? Wow, imens, bun, ăsta este acumulatorul și mai avem ceva pe dedesubt, nu, iar aici, în această cutiuță, avem carticica tehnică. Este și în engleză și în chineză, da. Chineză pe o parte și engleză pe cealaltă parte. Deci din cartea tehnică avem 60.000 de lumeni. Wow. Wow. Da. Mai multe etichete, mamă, să nu vi le încurc. Le pun aici separat. Avem una bucată cu relușă, că e grea, vă dați seama. Bine, o pui pe asta după gât, îți rupe pe gâtul. Avem răcitorul, deci fratele meu, fii atent că asta funcționează cu răcitorii, nebun. Asta se montează pe lanternă, dacă nu mă înșel, aici.
și bine și răcește suflă. Stați un pic să facem, ce să pare gol. Ce să facem? Mi-a strâns fără acumulatori? Sau sunt eu prost și nu știu unde să-i caut? Da, e gol. Mi-am strâns fără acumulatori, băieți. Deci și SBIM-ul, X70 și asta nu are acumulator. Sau îmi asum prezumția de prostie și nu fac eu ceva, nu, ceva corect. Ceva pe telefon. Nu. Ma, păi ce ai făcut, Bobiță? Da, asta a fost unboxing-ul, mulțumesc foarte mult pentru atenție. Bă, m-ați trimis lanterne fără acumulatori. Hai la asta mică, găsesc acumulator, sper. Dar la asta mare, de unde iau tata acumulatori? Băi. Pierderea voastră, să știți, pentru că eu nu am cum să testez dihania. Da, nu, mint, stați. Ok, de la butonul din, de la șurubelul din spate se desface acest capac, da? Pentru a mufa încărcătorul. Ia să mă uit la mufă să văd dacă bate poza cu mireața. Potrivește? Da, potrivește. Voi pune capacelul la loc. Și acum prostul din mine, învățat cu lanternele clasice, facem un test de desfacere. Se desface, se desface capacul, partea de jos. Sper să nu vă strig jucăria, sper că fac ce trebuie, că dacă nu, va trebui să o plătesc. Bine, nu e mult, e 26 de milioane aproape. Wow! Iese? Nu iese. Bun, deci se pare că în spate, în corpul ei, are un acumulator imens. Care nu iese, este prins în, cu niște șurubele, n-am să merg mai departe. Înfiletez la loc, pun înapoi capacul. Bun, răcitorul lanternei trebuia să aibă, m-am uitat la niște review-uri pe internet, trebuia să aibă la rândul său acumulator. Fără acest acumulator, nu vreau, pot să aprind lanterna, să mă joc cu ea, dar n-am să fac pentru că nu vreau să o stric. Răcitorul, ghiși ce face, răcește, dacă se încinge capul ăsta aici. Și dacă se încinge și nu se răcește, da, nu scade temperatura sau ce, nu se păstrează constantă la un anumit nivel, există riscul de degradare a produsului, ceea ce nu vreau să se întâmple la mine în mână. Motiv pentru care, băieți, mai e în cutie, nu mai e nimic în cutie. Aștept să-mi trimiteți și acumulatorii. Gata, da. Deci, repet, îmi trebuie acumulatorul pentru răcitor, că nu are. Are o rătită aici. Aia răcește, sufla aici. Bun. Are inscripția acebeam.com. Ok, hai că am revenit. Am luat legătura cu băieții de la Spice Shop și mi-au confirmat că vina era a mea. Da? Nu am, ele așa vin, fără acumulatori. Dacă stai de la las. Bun. Trebuie să vă uitați cu atenție, eu n-am făcut-o, deci mea culpa, mi-asum ce am spus mai devreme, rușine mie, da? Trebuie să vă uitați cu atenție pe ce conține pachetul. Da, de exemplu, la Acebeam X70, cea de 60.000 de lumeni, pachetul conține lanterna, o curea, un încărcător de mașină, 6 garnituri de rezervă, un încărcător AC-DC, o cheie hexagon, mâner cu ventilator. Da? Deci asta trebuie să conțină pachetul. Iar la L17,
Nu m-am uitat, nu sunt pe site, nu sunt pe la antena respectivă, dar da, i-am pus acumulator, este vorba de tipul ăsta de acumulatori, 18650. Băieții nu le aveau pe site. Hai mă, bă, ce mă enervează asta cu Fold. Și am scăpat de Sony, am trecut pe Canon, mă enervează Canon, da? Deci eu, acumulator 18650. Eu am doi, de ăsta de 5200. Fantastic. Și cel pe care l-am deja în lanternă de 1200 sau 2000 și... de 2200 mAh. Trebuie să vă cumpărați, să vi cumpărați separat. Se găsesc în comerț. Ok. Acum. Despre lanterna L17. Cum vă prezentam, butonul de on-off este aici în partea din spate și are 3 moduri. O atingere scurtă aprinde, da, pornește lanterna, încă o atingere scurtă o stinge. Aprind și dacă țin apăsat preț de o secundă, se schimbă faza de lumină, are 3 faze din câte observ. Faza scurtă, mică, slabă, medie și turbo, puternică. Ok, sper că se vede și pe filmare. Ok, are clipsul ăsta destul de puternic ca să ți-o agăți de buzunar, la cămașă, la vesta, mole, unde vrei tu. Eu consider că este, va trebui să mă obișnuiesc cu ea. Na, are altă formă, dar pentru mine este perfect. Ok, hai să scot acumulatorul și să ne îndreptăm atenția către X70, pentru că asta este vedeta de astăzi. Ok. Deoparte L17. Acumulatorul e aici. Să-mi strâng laserul. Și apropo, ăsta este laserul verde de care vă spuneam. Laser 303. Pe care o să vi-l prezint și o să ne jucăm cu el într-un material viitor. Revenind așadar la Aspin X70, după ce m-am sfătuit cu, m-am consultat cu băieții de la Spy Shop, va trebui să îndepărtăm această folie. Ok. Wow. Wow. Deci, mi-e și frică să o îndrept înspre față. Uitați ce e aici. Uitați câte LED-uri și ce LED-uri. Bun. Hai să vedem, ei mi-au spus ceva de o folie de protecție. Dacă nu se aprinde nici cu folia de protecție, înseamnă că acumulatorii sunt descărcați și va trebui să așteptați noaptea. Ok. Deci ar trebui să fie o folie de protecție undeva care nu se observă. Și înseamnă că acumulatorul este descărcat. Da. Ok, e bine de știut. Înseamnă că va trebui să îl pun la încărcat și diseară sau în cel mai târziu mâine seară ne vom juca prima dată cu el. Și aici să testăm recitorul nostru. Ar trebui să funcționeze. Asta este încărcătorul auto. Recitorul nostru ar trebui să funcționeze. Și aceasta este cheia, cele 6 origuri. Nu știu dacă, na, nu le vedeți. Eu le văd că se contrastează perioadă. Bun. Hai să testăm recitorul. Dacă tot avem acum în față. Ok. Iau acumulatorul cel bun. Și în tot timpul ăsta când am vorbit la telefon, nu mi-a dat prin cap să mă uit pe cătricica tehnică. Să văd cum funcționează recitorul. Dar are un buton de pornire. Asta. Aici.
Ei, s-a aprins, e verde. Nu știu dacă reușiți voi să vedeți ce mare lucru. S-aude? Ok, vedeți că se învârte. Dar are două moduri, turbo. Ca să vedeți că suflă. Și are două moduri, ăsta e modul turbo. Ăsta e modul lent. Low. Se aude. Da, funcționează. Și ca să-l oprim, presupun că va trebui să apăs, să țin apăsa mai lung. Da. Și s-a oprit. Da, și un mic LED verde aici, pe buton, în buton, care te anunță că a pornit. Ventilatorul. Bine, asta în situația în care nu-l auzi. Este o lumină mică, finuță. Da, deci, mea culpa. Da, îmi asum. Eu am fost de vină că nu m-am uitat cu atenție la ce conține pachetul. Ok. Așa că, dragii mei, nu ne rămâne decât să ne distrăm, să așteptăm să vină seara ca să testăm Dihania. Deci, încă o dată, să fac mențiunea. Deci, pe ăsta cred că pot să-l folosești ca obiect, lanterna asta, ca obiect contundent. Da? Să articulezi pe cineva în situația în care, eu știu, ești atacat. Deci cred că ți se poate reține legitima apărare dacă ai respectat prevederile alineatului 2, articolul 19 cod penal, fără nicio problemă. Domnul judecător, da, păi cu ce l-ați lovit? Cu asta. Păi de ce? Pentru că m-a atacat, am înțeles. Instanța achită pe inculpat. Ce ar mai fi? Bun, Acebeam X70, monstru de lanternă, e cea mai mare lanternă pe care am ținut-o în mână în viața mea și abia aștept să o și testez. Așa că până data viitoare, până diseară, rămâneți pe canal. Repet, vina a fost a mea că nu m-am uitat suficient de atent și abia aștept să testez Dihania. Sunt sigur că și voi. Da, asta e butonul. Încoț, finuț și mai are ceva aici. Cred că e mai un beculeț. Cred că ăsta este indicatorul de funcționare. Și ăsta mic aici este butonul de on-off, de pornire. Aici este gaica. Este șurubul pe care va trebui să-l scoateți și atașați răcitorul. Da? Aici, bum, și vă răcește, scade temperatura lanternei. Înclin să cred că se încinge asta fantastic de tare, dar abia aștept să o testez. Așa că, Broadheader am fost eu, mulțumesc foarte mult pentru atenție și, încă o dată o spun, hai că v-am plictisit deja cu replica asta, ne vedem diseară la teste. Salut!